Bine ați venit, dragi doamne și domn care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Scorpion. Cu mare plăcere vom vedea care sunt mesajele dumneavoastră pentru perioada 5-11 februarie 2024 și vă doresc, dragi doamne și domn din Scorpion, o săptămână cu sănătate, în primul rând, cu vești bune, să vă iasă toate așa cum vă propuneți. Eu am să aprind și o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor și pentru sănătatea celor dragi nouă, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Tot ceea ce v-ați propus, tot ceea ce munciți, da, să aibă spor și să fie de bun augur. Să începem cu un prim mesaj. Eu am mai multe pachete de tarot și oracol, vom vedea câteva direcții generale și apoi trecem chiar pentru fiecare zi în parte să găsim acele mesaje. Dragii mei, în jurul datei de 10 februarie e posibil să fie o avertizare de furtună. Ea se poate referi și la schimbarea vremii, dar poate să se refere și la o perioadă ușor mai încărcată. De aceea contează foarte mult să vă păstrați răbdarea, să aveți o diplomație, anume o asertivitate, să vă asigurați că ceea ce ați vrut să comunicați a ajuns în forma respectivă la persoana pe care ați apelat-o, sau să aveți parte de niște persoane mai dificile pe care să le tratați mai detașați, da, să vă dați seama că nu va fi nimic la modul personal. La ora 10, deci nu neapărat pe 10 februarie, poate să fie la ora 10, la ora 1, da, avertizarea de furtună spune fiți cât mai detașați, fiți cât mai atenți și da, dacă plecați la drum, luați-vă și haine de vreme mai, da, mai furtunoasă. Să vedem în continuare, iată, mesajul din partea celuilalt pachet, Oșozen, cartea îndrăgostiților, poate să fie și o ușoară ciondăneală de dragul împăcării și aveți grijă să clarificați orice fel de discuție, mai ales cu persoanele dragi, ca ele să ducă până la urmă la o împăcare, la topirea supărării și la evidențierea sentimentelor și emoțiilor pozitive pe care le manifestați. S-ar putea să intervină cineva din exterior, să fie o a treia energie, părintele unuia dintre voi sau vreun prieten, așa zis, prieten, prietenă, mai falși, da, cu falsitate, sau sunt niște probleme financiare care, într-un fel sau altul, o să vă adune, o să vă facă să fiți mai uniți unul cu celălalt și normal că o să le treceți cu bine, pentru că iubirea trece peste orice fel de încercare. S-ar putea să vă fie pusă la încercare loialitatea, s-ar putea să fie o ispită. Și nu vorbesc doar de relația sentimentală, vorbesc, să știți, și despre posibilitatea de a câștiga poate un venit care nu este foarte, foarte legal. Sau poate să fie, da, în mintea voastră, să faceți o alegere bazată pe moralitate, să faceți ceea ce este corect. Și atunci nu să vă doară capul, dragii mei, așa e o expresie, dar continuăm să vedem din acest oracol ce mesaj avem pentru scorpioni. S-ar putea și o persoană în gemeni, să vă scoată puțin, da, dintr-o zonă de liniște. Mesajul flirtului, iată, vă veți extinde lumina și energia, lumina spiritului și energia către ceilalți. Veți fi, să știți, mai jucăuși, veți flirta, s-ar putea persoana dragă vouă să nu prea accepte această atitudine a voastră. Veți vedea exact despre ce este vorba. În orice caz, vă ajută acest flirt, vă ajută cu umor, cu drăgălășenie, să aplanați, să spun, anumite nemulțumiri. Continuăm și cu Lenormand, să vedem acest tarot, ce mesaj are pentru scorpioni. Carta numărul 12, da, ora 12, intervalul între 1 și 2, ora 3, de asemenea, 21 de ani, vârsta cuiva și șaptele de romb. Da, șaptele de romb înseamnă vorbe bune, împăcare,
prietenie și, în general, acest cuib cu prieteni vorbește despre comunicarea voastră, despre faptul că sunteți înconjurați de colaboratori, de prieteni, cu familia, sunteți agitați, aflați vești. Sunt vorbe bune, dragii mei. Asta este important. Vin și împăcările în cazul în care ar putea să apară neliniștea unui conflict. Să vedem mai departe. Mai ales că a zis avertizare de furtună, nu a zis furtună. Puteți aplana din fașă orice fel de neînțelegere. Din cărțile obișnuite voi extrage, dragii mei, 7 mesaje și vom vedea 4, 5, 6, 7. Vom vedea ce doresc acestea să vă transmită. În primul rând, văd aici o doamnă din Taur Fecioară Capricorn sau care este șatenă cu ochii căprui, pe care o veți întâlni la un drum de zi. Drumul acesta de zi vă duce fie către un loc de muncă, fie către o autoritate de stat sau particulară, fie către o doamnă cu ochii verzi sau albaștri, ori din gemeni balanță vărsător. Deci ori este pe baza aceasta a jobului, ori sau afacerilor, ori este îndreptată spre două persoane, da, care una e în zodie de pământ și cealaltă în zodie de aer. Din fericire, mai văd cupluri pe care scorpionii le pot forma cu taurii, fecioarele sau capricornii, ori cu persoanele care sunt șatene cu ochii căprui. Văd persoane mature, alături de care puteți forma suflete pereche, fie că vă cunoașteți deja și vă bucurați unul de celălalt, fie că veți face cunoștință cu o persoană din zodie de pământ, pentru că văd o bucurie mare, dragii mei. Bucuria aceasta poate să apară totodată și de la o doamnă sau un domn din gemeni balanță vărsător sau care are ochii verzi sau albaștri și cu care ați avut un conflict sau veți avea un conflict. Din fericire, această discuție simt eu că se va transforma într-o mare bucurie și înclin să cred că mai aveam o doamnă, da, mai aveam o doamnă, iată, din gemeni balanță vărsător și văd într-adevăr și perechile pe care le formează doamnele, domnii din Scorpion cu doamna sau cu domnul din gemeni balanță vărsător sau cu ochii verzi sau albaștri. Din câte văd, la un drum de zi, puteți să aveți o bucurie mare, da? Sau de asemenea, în urma unei discuții pe care ați avut-o sau conflictuală, da? Sau o veți avea, la fel se va stinge într-o bucurie mare. Drumuri de zi până în Asfințit de succes. Și, dragii mei scorpioni, să vedem în energia fiecarei zile în parte, da? De luni până duminică, ce mesaje primiți? Avem acest 9 de romb, care înseamnă 9 de monede. Luni veți fi foarte mulțumiți de voi, vă veți simți prosperi, veți face bani. Văd persoanele aici care sunt din Taur Fecioară Capricorn și pot să vă accentueze, să vă valideze această stare de independență. Ori este o persoană din semn de pământ, de sine stătătoare, burlac, celibatară, care să vă impresioneze. Dar simt eu că este energia voastră a noului, pentru acest nou de monede. Stabilitate, siguranță și bani pe care voi îi faceți. Apoi, marți. Marți găsiți o soluție într-o problemă pe care o aveți cu o persoană din gemeni balanță vărsător. Puteți marți de asemenea să simțiți că aveți o victorie, să fiți foarte dornici de a avea dreptate, de a găsi adevărul. Atenție însă în cazul relațiilor amoroase, pentru că nevoia de a avea dreptate poate să strice uneori pacea din relație. Dacă vorbim, iată, de o legătură sentimentală, să alegeți pacea dintre voi mai degrabă decât a avea dreptate într-o anumită controversă. Însă, profesional sau legat de sănătate, da, veți găsi o soluție, veți avea o victorie. Iată ce frumos se arată cărțile. Ziua de miercuri vine cu iubire și cu suflete pereche. Vine miercuri,
Poate durează până sau are legătură și cu ziua de vineri, da? Această zi de miercuri cu doiul de cupe îmi spune că sunteți ajutați, poate, de o persoană din rac Scorpion Pești. Poate să vă fie suflet pereche. Acesta se manifestă nu doar în cuplu, ci și în grupul de prieteni, în membrii de familie sau printre membrii de familie sau printre colaboratorii profesionali. Ce pot să mai văd? De asemenea, este pentru ziua de joi, da, dacă miercuri este cu iubire și cu rezultate foarte frumoase, văd joia, o zi în care vă păstrați rațiunea, obiectivitatea, o zi importantă pentru muncă, o zi la fel în care puteți afla despre un nou job interesant, puteți să aveți rezultate foarte bune financiare. Aici poate fi și o doamnă din Gemeni Balanță Vărsător cu care să aveți o anumită dispută și vreți, da, să faceți ceea ce este corect. Poate să fie, da, Gemeni Balanță Vărsător, dar poate să fie și o doamnă cu ochii verzi sau albaștri, totodată. Hai să vedem, da, Miercurea cu acest doi de cupe, sper că am spus că sunteți cu racii, scorpionii, peștii lângă voi, dragii mei. Hai să vedem în continuare ziua de vineri. Aduce, să știți, acea supărare oarecum sau nu neapărat supărare, dar văd o luptă pentru a lua niște avantaje. Cineva poate încearcă să vă manipuleze sau încearcă să obțină de la voi niște foloase. Voi e bine să fiți mai egoiști, e bine să fiți mai orientați spre interesul vostru propriu, cu șaptele acesta de spade. Înclin să cred că va conta foarte mult să fiți atenți, da, și voi chiar să încercați să manipulați situația în interesul vostru. Cărțile de weekend, sâmbătă și duminică, sunt, iată, aspectate pe sâmbătă cu șasele de cupe. Da, deci este o zi foarte frumoasă, o zi emoțională, o zi de suflet pereche și această, poate pe 2 miercuri, chiar veți vorbi despre o ieșire, veți programa o ieșire sâmbătă. Văd într-adevăr întâlnirea voastră sau faptul că vă conectați, poate telefonic sau WhatsApp, cu persoane din trecut care sunt sufletește alături de voi. Mai văd ochii verzi, da? O persoană cu ochii verzi de care vă amintiți din anii de școală sau din precedentele locuri de muncă. Aici are loc o conectare, cineva își cere scuze, cineva primește un cadou. Iar duminică veți fi, dragii mei, cu acest rege de spade, foarte mai reci, mai glaciari, sau e o persoană din Gemeni Balanță Vărsător care este foarte dominantă. Ori voi, dragi scorpioni, alegeți să vă căutați un job, să vorbiți cu, să vă gândiți la afacerile voastre, pentru că preponderent duminică veți fi mai profesioniști, mai raționali, poate mergeți la un consultant sau mergeți la o clinică unde aveți nevoie de sfatul unui expert. Dar sunt foarte multe lucruri care, în general, nu țin de emoționalitatea pe care am văzut-o sâmbătă, ci de a pune lucrurile la punct, de a calcula ceva foarte exact, de a merge la o instituție de stat sau particulară pentru a clarifica anumite lucruri sau vă pregătiți de acest job, vă pregătiți de această afacere. Bun, dragii mei scorpioni, sper că ați primit niște informații care să vă ajute pe direcții generale, ați primit poate niște răspunsuri și sper ca tot ce a fost bun, da, să rezoneze cu voi. Vă pup, vă îmbrățișez, să aveți tot ce vă doriți în această săptămână și, în primul rând, să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Numai bine! Pa, pa!